Prieteni, vreau să vă arăt câteva rochii care i-a trimis doamna aceea din Dubai pentru Mihaela Rochi și mi-a dat și mie de la ea. Vreau să vi le arăt și vouă. Să pun telefonul de aici. Sunt cu bunica, bunica mea mănâncă. Salutare, dragă! Prieteni, Noalina. E aici așa, încolo se leagă, e scurtă în față și lungă în spate. Vedeți? Așa. Și asta scurtă, eu mi l-am ales. Mi-a plăcut foarte tare, este un pic mai larg, mai frumos așa. Și acum vreau să le pun pe un miraj, că sunt unice. Și, na, trebuie și ele, trebuie un miraj, nu că altele nu le pun. Așa, uitați, să vă arăt. Ia pune pe tine. Așa, bine. Să o bag și pe cealaltă tot peste asta, până mai am un alt miraj, până mai târziu. Nu fac rău, vedeți care și eticheta. Mi-ar place și mie, Alina. Da, da. De asta. Poți tu scusă, scurtă. Păi nu scurtă. Eu îți dau de la mie, dar știu că nu porți scurt. Nu se iau eu fustele tale. Nu se potrivesc după mine. Tu ești mică, sunt mai grasă, mai mare. Eu port XS. De ce nu mergem noi jos, la căldură? Păi nu știu, trebuie să-mi fac și o curat aici, trebuie să-mi pun și o haine. Păi lasă că nu... Îmi face căldură aceea. Atunci, nu poți să stai cu un frigul ăsta? Păi nu, că am curat aici, doar să îmi pun hainele pentru spălat. Și ia eu, acum le duc la baie. Lasă, la mie. Și atâta tot. S-a făcut eu aseară. Nu am pus așa și eu, acum nu am loc. Am nevoie să-mi cumpăr o mobilă nouă, pentru că absolut nu mai am loc. Absolut deloc, stai să vă arăt loc. Aici nu mi-am loc. Da, și jos și sus mai am. Am o grămadă. Da, ăsta trebuie să-l împac. Adică ăsta e împachetat sau nu? Pantalul nimic să-i pun. Aici am pus mai multe. Îmi place plicul să-l împachetează frumos. Pantalonii de la acest hanorac, dar azi am luat doar hanoracul la blugi Discord care mi-a cumpărat Mihaela. Să-i pun aici. Așa, la pantaloni. Acum să-mi închid dulapul. Mamă, e frig. Hai. Fac și obecul. Hai să mergem jos. Așa, să iau ceva de aici din cameră. Vin imediat. Am aici ceva care trebuie să iau. Hai să un pic. Și vreau să mă duc la magazin. Mi aranjez un pic părul și ies afară. Așa. Iată aici. Pe asta. Și îmi dau așa un pic pe el. Așa, că e frig. Hai, prin curte. De pe șină, am văzut că e un dinar pentru încălțăminte, organizator, și vreau să-mi iau și o dinar organizator, să-mi pun încălțăminte, pentru că am foarte multe azidași. Și trebuie să-mi pun pe unul din ăla, că așa îi țin pe jos, prin astea și vreau să-mi iau unul din ăla. Și am văzut că e și din la mare și pentru haine. Ar vrea să iau unul de încălțime și unul pentru haine, să văd dacă vin ok. Unde te duci, Alina? Pe afară, să mă plimb.
Nu vreau. Hai, te rog. Ce să facem în bucătărie? Hai afară la soare. Păi, mami. Mie nu mi-e frică. Hai, du-te și ia-l. Și ne-l. Câte este pe aici. Da, prieteni. Mami, bine am norocul ăsta. E foarte călduros. Vreau și foarte tare să mamă. Ce mi-a cumpărat mâna pe el? Deci, parcă mă încălzesc așa cu totul. Nu știu de ce, e foarte cald. Eu de asta și simt cald pe afară. Sunt îmbrăcată gros rău de tot. Am și colanți pe de jos, pe la pantaloni. Și de asta cred. Pentru mine e cald acum. Bine, aici, că n-am mănuși la mâini, simt un pic frigul. Este frig, prieteni. Foarte frig. Da. Hai și așa la soarele. Hai. Da, și mulțumesc, Mihaile, că mi-a dat și mie din rochile ei. Eu n-am ce o să știți că ea mi-a dat cadou. Îți mulțumesc dacă te uiți la vlogul meu. Și doamnei care mi-a trimis rochile. Vă mulțumim. Mamă, dar starea noastră e pustie. Nu e nimeni. Mulțumim. Acum pe Ilie, mă duc la bicicleta. Ma, bunicu, unde mi-e bicicleta? Bicicleta ta? Hai zi. Păi la Nana. Nu. Cum să nu? Parcă am adus-o. Parcă am adus-o, nu știu. La, la că eu iau. Nu ai adus robă. Da, nu știu. Nu mă țin minte. Lasă-mi că revenim acasă în Nana. Zic ei. Da. Mamă, nu știu, parcă acum simt și eu frigul de la mâini. Că n-am mănuși pe mâini, bine, nu că aș pune de acum. Și nu știu, e frig. Acum simt și eu. De dacă fac așa, țin mâna în mânică așa, e cald. Că e foarte, foarte groasă. Uitați. Mamă, nu știu cum să vă arăt. În fine. Am și prin buzunare, vată. Doamne, e cel mai adorabil training. Bă, da, training, dar doar când am pantaloni. Pantaloni sunt la fel, cu puf. Am avut ele pe mine, dar l-am spălat. Nu, da, l-am spălat. Nu ziceam nu, adică nu știu dacă era ieri sau alaltă ieri, da, alaltă ieri, da. Că ieri am fost îmbrăcat la cumva și l-am spălat, vă dați seama, nu stau cu haine nespălate. L-am spălat la mașina nespălat și de asta l-am luat, că dacă eram doar nu mai luam. Am nu știu, băi, soare, băi, așa. De plictiseală și pe la noi. Ce să zicem? Suntem prin... prin... eu pe... nu prin... pe stradă. Hai să vedem ce mai e pe aici. Eu mă duc până la magazin. De ce? Să-mi iau ceva. Hai să mă duc la magazin. Da. Strada noastră pustie, nici Madalina nu mai e pe afară. Nimeni. Tot mă prinsesc, mă duc să-mi iau ceva dulce și un suc. Sau ceva dulce. Nu știu unde e. Nu știu, nu cred. Hai că primit. Din casa am fost cu Madalina, Lumitel, la China Shop și am găsit un hanorac roșu. Era și pe albastru, și pe roșu, și pe alb. Și mâine mă duc și mi-l iau și pe alea. Și pe negru era pentru că îmi plac tare, dar acum mi-am luat pe roșu ca să le iau mâine la școală. Sunt foarte groase și merită chiar 50 de lei. Sunt chiar bune, uitați cum e pe dinăuntru. Ia să-l bag pe mine peste ăsta. Sper să nu cadă telefon aici. Bag peste. Așa.
așa arată. Bine, bine, pe mine mi se pare că e un pic cam mare. Da. Dar nu contează, hai că ne vin ca să-l bag fără. De pe mine este la mână, că l-am dat jos și l-am pus pe ăsta. Eu zic că bine, 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 nu merge cu acești pantaloni, nu trebuie ceva negru sau colanți, bluți, negri. Asta și clip frumos. Da, eu zic că bine, bine. Să pun așa. Arăta lui maică-ta. Da, știe, ea a spus să iau ăsta roșu și să dacă... Bine, a zis să-mi iau ăsta culoare vreau și după aia a zis ăsta roșu. Dar și mie mi-a plăcut ăsta, stai că nu mă văd să pun ăsta. Așa, gata. Bine, la școală, mi-a pregătit de culoanți negri și ăsta pe mine. O ia din aia îngulat și ăsta așa o vășesc. Merg la școală și uniforma pe diros. Mâine o să comand să ții hanuracul de școală. A, păi nici colegii mei nu l-au comandat, încă n-au venit cu măsurile, doar trebuie să dau banii. Da? Da. Banii să vină cu măsurile și să duc. Da, mai prieteni, trebuie să mă apuc și eu de teme. E plictiseară mare, eu stau în pat acum că sunt așa amețită, e foarte cald în casă și când e cald, mă amețesc așa, nu știu, mă ia somn, e cald. De asta. Stau în pat. La Andreea, cu bunica, mândra. Da, prieteni, și ce să vă mai zic? Plictiseală. Plictiseală? Da. Trebuie să-mi fac și chestanu, să-mi pun și haine și după aceea mă trezesc la 7. Mamă, deci știți cum ea cântat azi de dimineață soneria în cap, că era fix lângă ureche. Doamne, știți ce m-a speriat, cum am sărit din pat. Nu știam. A văzut tare. Da. Prieteni, cam atât a fost cu acest vlog. Nu uitați să vă abonați și pa, pa. Și scrieți în comentarii dacă vă place anoracul meu și merită să mai iau și celelalte culori. Pa, pa. Nu uitați să dați un mare, mare like.